Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. All Love, o comedie romantică pe scena din Onești. Daruri de suflet ale mănăstirii Cașinului. Generozitatea și tradiția aduc bucurie în viețile celor necăjiți. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor a obținut finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Noaptea de înviere, credincioșii din întreaga lume se adună în biserici pentru a sărbători momentul când Hristos a înviat din morți. Și în acest an, sute de credincioși s-au adunat la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh, dar și la bisericile din Onești, pentru a trăi această experiență în comunitate. Catedrala Pogorârea Sfântului Duh este una din cele mai importante biserici din zonă, un loc sfânt unde credincioșii se adună pentru a se ruga, medita și pentru a-și găsi liniștea interioară. Sute de credincioși au venit la catedrală pentru a participa la slujba de înviere, un moment de mare însemnătate pentru creștini. Pe lângă credincioșii prezenți, un numeros obor de preoți au slujit la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh, oferindu-le credincioșilor îndrumare și sprijin în această noapte cu totul specială. Prin intermediul slujbei, preoții au adus speranță și bucurie, încurajând credincioșii să păstreze credința și să rămână uniți în fața provocărilor vieții. All Love, comedie romantică pe scena din Onești. Primăria Municipiului Onești organizează o nouă piesă de teatru în cadrul stagiunii teatrale, iar spectacolul de data aceasta este o comedie romantică intitulată All Love. Piesa va fi jucată la Cinema Capitol începând cu orele 19, luni 24 aprilie. Distribuția este alcătuită din actorii Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru, Adrian Păduraru și Paola Chirilă, care vor aduce la viață o poveste de dragoste emoționantă care se desfășoară pe parcursul a trei decenii. All Love este o piesă de teatru care explorează tema dragostei adevărate și a consecvenței în relații, indiferent de obstacolele întâmpinate pe parcurs. Spectatorii vor urmări evoluția relației dintre personajele principale într-un dialog presărat cu umor și comicul de situații, care va fi potențat de muzica inspirată a lui Nicu Alifantis, ce va însoți povestea cu armonii sugestive. Biletele pentru spectacolul All Love s-au pus în vânzare de miercuri, 12 aprilie. Nu ratați ocazia de a vă bucura de o seară plină de emoție și umor oferită de talentații actori Constantin Cotimanis, Iulia Dumit, Adrian Păduraru și Paola Chirilă, într-o piesă de teatru memorabilă. Vă așteptăm cu drag la Cinema Capitol, luni 24 aprilie de la ora 19. Daruri de suflet ale mănăstirii Cașinului, generozitatea și tradiția aduc bucurie în viețile celor necăjiți. Tradiția este o moștenire valoroasă pe care o transmitem generațiilor tinere, iar tradiția de suflet a mănăstirii Cașinului este una deosebită prin generozitatea și bunătatea sa. Părintele Dan Miloiu și binecredincioșii mănăstirii Cașinului sunt recunoscuți pentru darurile lor deosebite, care aduc bucurie și binecuvântare în viața oamenilor. Tradiția de a oferi cozonaci și ouă roșii încondeate în perioada sărbătorilor pascale este una îndrăgită și apreciată de comunitate. Și în acest an, părintele Dan Miloiu și credincioșii din mănăstirea Cașin s-au pregătit să ofere bucurie și sărbătoare. Astfel, la prânzul ștefanian au ajuns aproximativ 180 de cozonaci și pachete. Au fost pregătite pentru a fi distribuite în comunitate alături de peste 1000 de ouă roșii încondeiate. Faptele vorbesc de la sine și ne arată cât de importantă este tradiția de a oferi daruri și de a împărți cu ceilalți ceea ce avem mai bun. Mulțumim frumos și Bogda Proste, părintele Dan Miloiu și binecredincioșii mănăstirii Cașinului pentru darurile voastre și pentru exemplul pe care îl dați comunității noastre. Vă dorim multă sănătate și putere de muncă pentru a continua să ne inspirați prin faptele voastre, a declarat preotul protopop de Onești, Ioan Bârgăoanu. Trebuie să menționăm și munca impresionantă a bucătăreselor harnice, care s-au pregătit să ofere mâncare de Paște tuturor celor aflați în nevoie din protopopiatul Onești. Acestea merită toată aprecierea noastră pentru efortul și dedicarea lor de a pregăti hrana necesară
pentru ca oamenii să poată sărbători în pace și bucurie, a mai spus părintele protopop Ioan Bârgăuanu. Tradiția și darurile părintelui Dan Miloiu și a credincioșilor de mănăstirea Cașin reprezintă un exemplu demn de urmat de noi toți. Să fim generoși și mai buni o putem face cu toții. Important este să ne dorim asta. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor a obținut finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Timp de 5 ani s-a luptat primarul comunei Dofteana Ioan Bujor pentru a obține finanțarea pentru un important proiect de infrastructură, asfaltarea drumurilor afectate de inundații din localitate. Proiectul a fost depus în 2018 la Compania Națională de Investiții, iar cu ajutorul bugetului primăriei acesta va fi implementat. Proiectul vizează asfaltarea a 10 km de drumuri, care includ strada Băltiș, strada Canton din Bogata, strada Socilor din satul Cucuieț, strada Chiscului din satul Larga, strada Osoi din Dofteana și strada Ariniș, Sălcilor, Zorilor și piciorul Calului din Seaca. Aceste străzi au fost afectate de inundații în trecut, ceea ce le-a deteriorat foarte mult și le-a făcut uneori impracticabile. Pe lângă asfaltare, proiectul prevede și consolidarea malurilor cu gabioane pe strada Socilor pe o lungime de 200 de metri și o înălțime de 6 metri. Aceste măsuri vor ajuta la prevenirea inundațiilor în viitor și vor asigura o circulație sigură și eficientă pe drumurile din zonă. Valoarea totală a proiectului este de peste 100 de miliarde de lei, aproximativ 2 milioane de euro, iar primăria Dofteana va contribui cu aproximativ 7 miliarde de lei, respectiv 140 de mii de euro din bugetul propriu. Implementarea proiectului a început. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. În anul 2022 am început modernizarea străzii Băltiș și nu numai, prin turnarea unui singur strat de asfalt, numit binder, apoi în toamnă și în primăvara aceasta am făcut regula de scurgere a apelor pluviale, iar astăzi am turnat, sau turnăm mai bine zis, ultimul strat de asfalt, numit stratul de uzură, după care ne vom deplasa la celelalte străzi, pe strada Cantonului, tot aici în satul Bogata. De unde bani pentru lucrări? Pentru că sunt foarte multe lucrări în Dofteana și cred că banii sunt aceiași pentru toată lumea, nu? Da. Deci sursa de finanțare pentru acest drum și alte străzi, cum ar fi Cantonului, în afară de Băltiș, cum ar fi Piscului din satul Larga, cum ar fi Spărău Socilor din satul Cucuieț și alte străzi din satul Seaca, am obținut o finanțare de la Compania Națională de Investiții pentru că aceste drumuri în anul 2018 au fost inundate. Și uitați, din anul 2018, din cauza faptului, din birocrația care este în România, tot am făcut proiecte, tot am făcut tot felul de avize și aprobări, până când, uitați, în 2023 se va finaliza acest proiect care este destul de lung, care vom asfalta peste 16-17 străzi în localitatea noastră. Deci de 5 ani vă chinuiți cu proiectul acesta? Sigur, de 5 ani ne chinuim cu proiectul acesta, pentru că are și pentru consolidarea malurilor, mă refer pe Prăvul Socilor în Cucuieți, acolo avem pe o înălțime de 6 metri gabioane și pe o lungime de aproximativ 200 de metri. Iar a tergiversat mult, pentru că o trebuie să obținem toate aprobările de la Agenția de Mediu, de la Apele Române și toate celelalte avize necesare, plus de asta, în funcție și de finanțarea care vine de la Compania Națională de Investiții, efectiv aceștia sunt bani de la Uniunea Europeană. Revenim la strada Băltiș, mă uit aici, s-a făcut-o prin proiectantul, probabil a făcut, o rigolă generoasă de preluarea apelor de pe afluenți, de pe pereți. Da, dacă vedeți dumneavoastră, deci strada Băltiș este poziționată de așa natură, aici mai sus e pădurea care aparține ocolului Silvic Târgu Ocna și de pe toți versanții acestea colectează apa pe această regolă și o conduce în părăul care face legătura dintre părăul Mărului, cum spunem noi, și râul Trotuș. Oamenii spuneau că aici erau mereu probleme din cauza viturilor sau apelor puternice care coboară. Da, drumul în general a fost de fiecare dată impracticabil, întrucât tot aici sunt mai multe sonde de petrol care sunt în extracție la ora actuală. Cei de la petrol cu greutăți mari, cum trec ei pentru rezolvarea situațiilor de la sonde, normal că niciodată drumul nu putea să fie așa cum trebuie și scurgerea apelor au deteriorate toate șanțurile, de așa natură apele le intra în curțile oamenilor și le străca toată recolta sau în cel mai rău caz le-a intrat și în beciuri și în curțele lor apa. De acum încolo sperăm să nu mai fie niciun fel de probleme de acest fel. Cum a dat un pic căldura, văd că oamenii sunt la datorie, domnul primar supraveghează lucrările. Vă gândeați că o să asfalteze?
Da, da, pentru că am avut multă încredere în domn primar și ne-am așteptat la... A fost vreodată asfaltată? Nu, nu. Era nevoie, nu? Era, era, așa este. Cam câte suflete sunt pe strada asta? Câți oameni beneficiază de asfalt? Deci care locuiesc sau... Câte case sunt aici? Cam vreo 15 persoane. Am cam înțeles, așa este. Am înțeles. Deci, practic, comunitatea asta n-a avut niciodată asfalt. Acum vedem și șanțuri de scurgere a apei, da, și asfalt și cam, mă rog, condiții foarte bune. Aveți până la poartă. Avem până la poartă, avem scurgere pentru apă, suntem foarte mulțumiți. Ați avut probleme înainte până să fie asfalt? Da, da, pentru că vine apa... Drumul era așa versant, cum era, nu? De pe versant, înțeles, drumul, da, era așa cum era și... Și rupeau totul ce, da, era pe aici. Da, da. Am înțeles. Da. Păi un mesaj, dacă e pentru domnul primar, ce credeți că ar mai trebui să facă? Ce ați recomanda? Ce aș recomanda? Multă sănătate, multă răbdare să aibă... Pentru și să-și facă toate planurile. Să-și facă toate planurile pe care și le-a pus. V-a promis că asfaltează aici? Da, ne-a promis, așa, și este că s-a ținut de cuvânt, da. Îi mulțumim foarte mult, sănătate și sărbători. E un om de cuvânt, domnul primar? Da, da, un gospodar cu tot ce, cu tot ce este necesar. Pentru o comunitate. Pentru o comunitate, găsim totul la el. Tot sprijinul și tot ajutorul. Despre buna colaborare a primarului comunei Dofteana Ioan Bujor cu autoritățile județene aflăm în minutele următoare de la consilierul județean Vasile Budacă. În Dofteana nu se opresc asfaltările, aș putea spune, chiar dacă suntem în săptămâna patimilor, primarul Bujor nu ia pauză pentru a dezvolta această comună. Avem aici o investiție de aproximativ 2 milioane de euro, investiție realizată prin Compania Națională de Investiții în urma inundațiilor din anul 2018, din câte înțeleg de la domnul primar. Un primar gospodar care le-a promis locuitorilor de aici că va asfalta și iată că se ține de cuvânt. Un primar mai mult decât gospodar, un primar aflat la cel de-al patrulea mandat, care a făcut din comuna Dofteana una dintre cele mai frumoase comune din județ și, de ce nu, din țară. Este un primar apreciat care a știut să atragă atât fonduri europene, fonduri guvernamentale, cât și să chibzuiască bugetul comunei pe care o păstorește de 4 mandate, așa cum vă spuneam. În calitate de consilier județean, cred că a făcut nenumărate drumuri dumnealui la Consiliul Județean, la președintele Consiliului Județean, pentru a obține finanțare pentru diferite proiecte. Și e genul de om care, dacă îl dai afară pe ușă, va intra cu siguranță pe geam până nu-și atinge scopul, nu se lasă. Cu siguranță, domnul primar este un apropiat al președintelui Consiliului Județean. Consiliul Județean și-a îndreptat privirea către această localitate. Chiar în această perioadă se desfășoară un proiect comun, o asociere, prin care se asfaltează un drum în alt sat al acestei comune, în satul Larga. Deci, cu alte cuvinte, domnia sa nu-l ratează nicio linie de finanțare, nicio posibilă sursă de finanțare pentru a, să zicem, îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor comunei. E clar că domnul Bujor accesează tot ceea ce se poate accesa pentru această comună și asta cred că se vede cu ochiul liber. Și un mesaj, pentru că suntem în perioada, să zicem, premergătoare sărbătorilor pascale, cu toții ne pregătim să întâmpinăm, pentru cei care ne urmărește, le transmite. Ținând cont că suntem în perioada sărbătorilor pascale, urez tuturor sărbători binecuvântate, cu liniște sufletească, cu încredere și cu nădejdea că vor veni vremuri mai bune. Paștele aduce speranță și bucurie, iar gestul caritabil al parohiei Sfântul Pantelimon din Onești luminează fețele copiilor din spital. Gestul parohiei Sfântul Pantelimon din Onești ne amintește că Paștele este o oportunitate de a face diferența în viața celor din jurul nostru. Cu puțină generozitate și iubire putem aduce lumină și speranță acolo unde este cel mai mult nevoie. Jandarmerița Evelina din Bacău pictează ouăle de Paște cu suflet și mandale. În timpul liber, Evelina realizează ouă de Paște unicat, printr-o tehnică specială numită mandala. Pictează diverse obiecte printr-o tehnică specială, iar cu ocazia sărbătorilor pascale, jandarmerița a creat modele de ouă unicat pe care le-a donat bisericii din incinta Inspectoratului Județean de Jandar Bacău. Aceasta a absolvit școala militară de subofițer jandarm Petru Rareș, Fălticeni, iar din 2019 desfășoară misiunea Inspectoratul de Jandarm Județean
Bacău, împreună colegii ei reușind să depășească cu brio dificultățile inerente unei meserii preponderent bărbătești și chiar să rezolve situații delicate. Evelina este o persoană răbdătoare, dinamică, veselă și îi place să privească viața cu mult optimism. Spune că a ales profesia de jandarm deoarece consideră că este potrivită pentru caracterul ei și oferă un mod de viață activ, dar a fost inspirată și de fratele ei, care este tot jandarm. Pentru mine succesul înseamnă să ajungi să faci ceea ce îți place, înseamnă să-ți transform pasiunea în meserie. De la mama am învățat că trebuie să fiu bună cu lumea, să iert și să respect, iar de la tata am învățat să nu mă dau bătută niciodată. Cariera în jandarmeria română m-a completat, m-a împlinit și mi-a conferit noblețe, spune Evelina. Masa bucuriei, compasiunea care aduce lumină în viața celor aflați în nevoie. În fiecare an, când creștinii se pregătesc să întâmpine Paștele, sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum știu ei mai bine, alții aleg să rămână, să-i ajute pe cei sărmani. Pentru mulți din locuitorii municipiului Onești, această sărbătoare este o adevărată provocare. Fie că sunt sufocați de lipsuri, fie că trăiesc singur sau nu au o familie cu care să sărbătorească, Paștele poate fi o zi tristă, uneori solitară. În această negură, masa bucuriei se transformă într-o rază de speranță. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că Masa Bucuriei este o tradiție care datează de mulți ani și care este susținută de comunitatea locală și de biserică. Masa Bucuriei este organizată de protopopiatul Onești și se desfășoară într-un spațiu potrivit. Voluntarii pregătesc mâncarea, iar oamenii din comunitate vin și o ridică de la fereastra Bucuriei. Unul din voluntarii care lucrează la Masa Bucuriei este doamna Niculina Ciobanu, o bucătăreasă de excepție și mama necăjiților. Doamna Niculina este un exemplu de dăruire și devotament, fiind mereu prezentă pentru a ajuta la pregătirea mesei și a îngriji oamenii din comunitate. Familia Roman din Dărmănești trece prin momente grele. Casa lor a ars complet într-un incendiu devastator ce a avut loc pe 11 aprilie. În doar câteva minute, membrii familiei au pierdut tot ce au agonisit într-o viață și nu au niciun loc în care să se adăpostească. În această situație tragică, prietenii și comunitatea locală se mobilizează pentru a-i ajuta să treacă peste această perioadă dificilă. Familia Roman nu a reușit să salveze mai nimic din interior, iar acum sunt fără haine, mobilă, electrocasnice sau alte bunuri personale. În aceste momente extrem de dificile, familia Roman are nevoie de umanitatea noastră. Persoanele care pot și au bunăvoința să-i ajute sunt rugate să facă o donație oricât de mică pentru a ajuta să-și refacă puțin câte puțin viața. Orice sumă contează, iar cei care doresc să contribuie sunt rugați să precizeze în transfer donație. Titularul de cont este Roman Lenuța, iar IBAN-ul contului este RO72CCB000008RON264019. Aceste momente sunt de grea încercare și mai ales în această perioadă să încercăm să fim alături de cei din ochii cărora curg lacrimi. Fiecare gest de ajutor poate face diferența dintre lacrimi și zâmbet pe chipul celor care trec prin momente dificile. Pompierii băcăuani aduc bucurie în sufletele micuților de la Centrul Daniel. De peste un deceniu, pompierii băcăuani au fost alături de micuții din Centrul Daniel. În fiecare an, acești eroi neobosiți continuă să ofere suport și să aducă zâmbete pe chipul celor care au nevoie cel mai mult. În această primăvară, pompierii au venit din nou la Centrul Daniel pentru a aduce bucurie. De data aceasta, au venit în calitate de mesageri ai iepurașului pentru a oferi daruri și a petrece timpul alături de 40 de micuți care își găsesc șansa la recuperare în cadrul centrului. Evenimentul a fost plin de emoție, speranță și fericire, atât pentru micuții care au primit cadouri, cât și pentru pompierii care au fost prezenți. Aceștia din urmă au demonstrat din nou că sunt oameni cu suflet mare, care își dedică timpul și efortul pentru a face lumea un loc mai bun. Încălțăminte pentru suflete rănite. Peste 250 de perechi de încălțăminte au fost distribuite în Joia Mare la protopopiatul Onești pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de încălțăminte caldă în această perioadă friguroasă. Această inițiativă este organizată de Patmos, care se ocupă de ajutorarea celor mai săraci și mai nevoiași din zonă de mai bine de 7 ani. Această tradiție este un simbol al iubirii și al miloseniei creștine, fiind inspirată de gestul lui Iisus Hristos, care a spălat picioarele ucenicilor săi. În timpurile noastre, tradiția a evoluat într-o campanie de distribuire de încălțăminte și alte bunuri necesare. În acest an, campania a fost pusă sub semnul întrebării din cauza dificultăților financiare pe care le-a întâmpinat din cauza facturilor mari de gaz și energie electrică. Cu toate acestea, oamenii cu suflete mari și-au unit forțele pentru a aduce un strop de speranță și de bucurie în viața celor aflați în nevoie. Această campanie este una din multele inițiative de caritate și ajutorare a celor aflați în nevoie care au loc în această perioadă anului când sărbătorim Paștele. Cei la Asociația Patmos sunt un exemplu inspirațional pentru noi toți, arătându-ne că putem aduce schimbări pozitive în lumea din jurul nostru prin acțiuni simple, dar pline de iubire și compasiune. Donațiile în bani se pot face la Asociația Patmos Onești, CIF 400031863, cont RO 95 RN
NKB 00301617176230001. BCR Onești. Jandarmii Băcăuani donează 11 litri de sânge într-o campanie umanitară pentru a salva vieți. Gesturile umanitare sunt cele care ne definesc ca oamenii. Jandarmii din Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău și Inspectoratul Județean Bacău au demonstrat încă o dată acest lucru prin implicarea lor în campania umanitară Donează Sânge, Salvează o Viață. Donarea de sânge este unul din cele mai simple și eficiente moduri prin care o persoană poate ajuta comunitatea în care trăiește, contribuind la salvarea de vieți. Jandarmii din Bacău nu sunt la prima campanie de acest gen, ci au fost implicați în multe acțiuni de donare de sânge în trecut. Cei 11 litri de sânge donați astăzi de jandarmii celor două unități din Bacău se adaugă celor aproximativ 20 de litri donați de la începutul anului până în prezent pentru salvarea vieților semenilor noștri aflați în dificultate. În 2002, jandarmii din cele două unități din Bacău, prin cele 200 de donări, au contribuit la creșterea cu peste 80 de litri de sânge acestei resurse vitale a vieții. Statistic, un jandarm a donat sânge odată la 1,25 de zile lucrătoare, ne-a declarat purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Bacău, Alexandra Dănculea. Donarea de sânge este un act simplu și sigur, care poate face diferența între viață și moarte pentru pacienții aflați în nevoie. În România, numărul donatorilor este încă unul insuficient pentru a acoperi nevoile sistemului de sănătate, iar implicarea jandarmilor în campaniile de donare de sânge este cu atât mai importantă. Fiecare picătură de sânge donată poate face o diferență semnificativă în viața cuiva. Jandarmii din Gruparea Mobilă Jandarmi Bacău și Inspectoratul Județean Bacău au demonstrat încă o dată că sunt exemple de empatie, altruism și implicare activă în comunitatea în care trăiesc. În ultima ședință a legislativului local, aleșii locale au discutat și votat favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de investiții. Este vorba de achiziția de echipament pentru tratarea pacienților critici nou-născuți din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, achiziție de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților critici nou-născuți în cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR. Pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12, Sănătate, Investiția I2, Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiție specifică 2.3, secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, inițiator Victor Laurențiu Leghină Primar. Vă rog, domnul secretar. Înainte de a trece la punctul 4, în ce scuze trebuia să fac un anunț, avem în sală convocatorul pentru adunarea generală a acționarilor de la DPP. Pentru că trebuie anunțat după votul, nu știam cum va fi votul dumneavoastră, teoretic vorbind, o să avem rugămintea să-l semnați. Este vorba de convocatorul pentru ședința din 20. Așa cum prevede legea, dacă nu există o unanimitate, nu poate să se țină ședința. Dar prin faptul că autoritatea tutelară astăzi a aprobat raportul comisiei, dar numirea și se va face de pe adunarea generală. Practic pe dumneavoastră. Mulțumesc. Urmarea lansării ghidului beneficiar pentru investiția specifică pilonul 5 Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12 Sănătate, investiția 13 Dezvoltarea a infrastructurii spitalice publice, investiție specifică secție de terapie intensivă pentru nou născut. Municipalitatea vizează obținerea de fonduri nerambursabile pentru achiziția de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților și pentru nou născut din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfânt Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești. Față celor prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Și Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Deci proiectul a trecut cu unanimitate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Miercuri 19 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat, soarele ne va zâmbi pe alocuri, iar mercurul în termometre ajunge până la valori de 13 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 9 grade Celsius. Joi 20 aprilie, cerul va fi parțial înnourat, local se vor înregistra averse de ploaie, mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Vineri 21 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat. Pe alocuri vom avea ploi ușoare, mercurul în termometre nu trece de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.